Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O să vă întreb acum, care credeți că este marca de telefon sau care e telefonul cel mai bine vândut din toate timpurile? Nu neapărat modelul sau marca. Nu, marca. Un mesaj, un cuvânt, o firmă, un producător. 0728-3D1-3D2. Eu cred că sună din două, dar nu știu care. Nu, sunt... Deci care... Telefoanele mobile... Ai cam două variante, dar nu știu la care două variante? Da. În 2021, în toată lumea, erau 7,1 miliarde de utilizatori de telefoane mobile, 90% din populația globală, dar există o marcă de telefoane mobile care este în top, pe primul loc, solid, consolidat. Pe mesaje unanimitate. Cine? Ce? Și sunt foarte multe. Nokia. Băi, foarte sunt tare. Câteva răspunsuri tarara, Samsung. Tarara. Da, este uluitor Nokia. Nokia, ce poveste formidabilă Nokia. Acum, câte modele Nokia ați avut? Eu cred că am avut vreo 3. Și eu tot vreo 3 sau 4 am avut. Da. Și eu tot cam așa. Da. 5. Deci, în fruntea listei celor mai vândute telefoane din toate timpurile, Nokia 1100. Nokia 1100. Mi-a dat ce 1100 era. Da. Nokia 1100. Avea un ecran verzui, așa... Nokia 1100 era la cel mai banal, da. Adică avea de ecran alb-negru, da. Mă rog, verzui-negru. Verzui-negru. Știu că avea lanternă, era o șmecherie mare de tot că avea lanternă. Da. Păi și mai era o chestie. Și ținea foarte mult bateria pe da, la era... toate. În ochiile astea. N-avea consumatori. Dincolo de asta, nu era teama că îl scapi pe jos și se strică. Da. Nu pățea nimic. Da. Da. Adică îl scăpai... Puteai să-l degajezi la nervi. Ce obea ce nu mai zic. Nu mai era zic. Și foarte ieftin. Foarte era periculos pe stadion. Mai ieftine modele de Nokia. Da. Eu mi-am luat la un moment dat un Nokia 6310. Erau unele cu auriu și negru, așa. Tot cu un ecran negru. Da, era toți jurnaliștii, sau cei mai mulți jurnaliști aveau un ochi ăsta, ținea bateria de la 6 zile în sus. În condiții în care mai ascuțit, așa. Vorbeam non-stop. Deci, să vă zic așa, da? Nokia 1100, 250 de milioane de aparate vândute în 6 ani, până când a fost scos din uz în 2009. Și foarte interesant, pe locul al doilea, o altă variantă a aceleiași linii, care s-a vândut în 248 de milioane de unități. Deci, practic, acest Nokia 1110, în cele două sau trei variante mici care au existat, s-a vândut în două versiuni în jumătate de miliard de exemplare. Dă-i seama. Și pe locul al treilea se află iPhone 6 și 6 Plus, cu un total de 222 de milioane de unități. Este primul meu iPhone. A fost cam momentul bun. În care iPhone-ul a devenit mai popular. Până atunci a fost primul rotund și urmă, da, cam la 6 a început să-și ia elan. Da. Și următoarele 17 poziții ale celor mai vândute telefoane sunt împărțite între Nokia și iPhone-uri și doar Samsung E1100 pe locul 11 și Motorola Razr. Mamă, ce mi-am dorit Motorola de la Razr până când am avut unul în teste și n-am putut să înțeleg meniul deloc și am renunțat. Motorola Razr este pe locul 17. Apple domină piața smartphone-urilor din Statele Unite, 52% cotă de piață Apple în Statele Unite, însă Samsung îi devansează la nivel global cu o cotă de piață de 22% față de 19% pentru Apple. Sincer să fiu, nu mă așteptam ca Apple să aibă în continuare o cotă de piață atât de mare, adică 19% la nivel global. Că ei cu Samsung în parte, da. Practic, cea mai mare... Mă așteptam ca Samsung să aibă mai mult. Înțeleg că revine și Vertu acum. Cine? Vertu. Ha? Asta e ăla scump de tot. Ăla foarte scump, da. Pe adevăr că dacă stai să te gândești, în ziua de azi nu mai poți să epatezi cu un telefon. Au Apple de ăsta toți fraierii. Deși sunt din ce în ce mai scumpe, adică Apple-urile astea, cât ai dat pe ăsta altul? Nu contează. Nu. Bosule, zine. Nu știu, mă, 5.000 și ceva de lei. Mult. Băi, sunt foarte mult. Dar le țin câte 4-5 ani ca pe mașini, adică îl amortizez. Nu, asta cu ca pe mașini nu funcționează. Adică ingenie. Precedentul era XS ăla, nu știu, l-aveam de 4 ani, 5. Dar vreau să spun că întotdeauna telefonul, cel puțin la noi în societatea românească, a fost și un mod de a epata. Și atunci, când, știi, era, aveai Nokia Communicator și oamenii aveau cartelă, dădeau bip cu el că n-aveau bani și de cum e BMW-ul, știi, așa era cu telefoanele mobile. Și până am apărut fel de telefoane, pe urmă a fost iPhone-ul primele ediții, când tot așa nu prea-și permitea oricine. Acum toată lumea are în mână un iPhone, că e 12, 13, 14, 15, oricum nu le diferențiezi că arată la fel și atunci tu nu mai poți să
te evidențiezi. Și iată că reapare Vertu. Am două comentarii relevante pentru acest subiect al nostru, de la micul Andrei, care spune mai întâi așa: jurnaliștii bogați aveau 6310, noi ăștia săraci aveam Nokia 3310. Da, coleg. Da, sigur, da, eram redactor șef și lucram și în televiziune, domnul Crivaț. Și după aceea spune: Vertu aveau patronii de presă care erau mult mai bogați decât jurnaliștii bogați care aveau doar Nokia și 30. De unde ne luăm Vertu? Eu n-am, nu știu, înțeleg că cred o că să au... reapară. N-a apărut încă. Au un Vitan Bârsești. Am găsit pe jos, boss. Da, un Vertu. Un Vertu de mâna a doua? Nu, nu. Repet, e momentul că era un vid pe piață. Nu mai aveai cu ce să... Parcă te văd cu Vertu împrumutat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.